Bine v-am găsit unde, unde la podcastul Unguri despre Unguri Podcastul. Singurul podcast care nu vă spune nici de data asta cine a fost primul în ardea. Ne menținem acest obicei să nu vă spunem lucrul acesta, așa că rămâneți pe recepție pentru că invitatul de astăzi este domnul Tofan Jolt sau Jolt Tofan. Cum preferi? Cum vrei? Ah, așa e foarte simplu Eu uneori zic joltofan, uneori zic tofanjol Dar nu mi dau seama niciodată când zic cum Nu depinde dacă vorbești cu unguri sau cu români A, nu, cu, cu unguri ung... nu zic niciodată Dar cu români nu știu Deci cum îmi vin, vin vine mai, dar cel mai bine îmi zic Tofi, că e mai simplu. Invitatul de astăzi, Tofi. De unde să pornim? Hai să pornim de la ceva ce putem să vorbim așa în comun. Hai să pornim din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, un orășel, capitală de județ sau reședință în de, de județ. Tu ești din Târgu Secuiesc? Din Târgu Ai, ah, și mai rău. Sau da. mai bine? Nu, nu, mai rău. <laughs> Dar bun, hai, dacă de ce zici că e mai rău la Târgu Secuiesc? În... Nu știu cum să-ți să explic. Deși pe vremea mea, când am fost noi adolescenți în Târgu Secuiesc... Noi ne-am făcut viața frumoasă acolo și na, aveam teatru, aveam, adică făceam noi un fel de teatru. Ă, asta că noi e un pic exagerat. Am jucat și noi niște roluri, niște, de fapt, eram figuranți, în, dar eram acolo, asta era ideea. Și ne-a plăcut așa, dar cumva la noi nu se întâmpla niciodată nimic tot timpul mergea la Sfântul George. Care ce? totuși era un da. oraș. Bă. Era, aveai zilele Sfântul Iordie care știai în fiecare an că te vezi cu toți prietenii din Ardeal, că nu aveai telefoane mobile, Facebook și așa mai departe. Era, no, totuși, viața de artiști era mai, mai intensă. Mai, mai intensă, da eu spun sincer, nici eu nu sunt din Sfântul Gheorghe, eu sunt Făgărășan și pentru mine orașul, așa, ca concept, oraș. Ăla e Sfântul Gheorghe, până astăzi. Chiar dacă am văzut orașe foarte mari, Clujul, să nici nu vorbim, este mult mai mare și mai oraș, dacă vrei, decât Sfântul Gheorghe, dar pentru că la Sfântul Gheorghe există teatru, pentru că există o... exista, pe vremea când eram noi adolescenți, o cultură foarte bună a crâjmelor. Nu știu, cumva nu, nu, era, nu era, un lucru rău să mergi la crâjme, pentru că acolo se întâmplă. Ai prins și da. metal cage nu? Am prins și metal <laughs> cage dar și clasicele, grădina Sugaș, și tot așa da, era. Da, nu, astea, da, locuri de unde ne vedeam, de fapt, și unde, adică știai, fără să vorbești la telefon cu cineva, te duceai la Sfântul George și până seara la 10 stăteai la grădina și după care mergeai la Meta Achei și gata, te-ai văzut cu tot orașul. Dar cred că pe vremea aia, nu știu în alte orașe cum era, dar se există un local vopsit așa în, în negru, pe pereți făcut cu alb, picturile lui Michelangelo de pe capela Sistine reproduse cu figuri cu bere în mână. Atunci părea ceva foarte... Da, da, nu uita <coughs> că atunci era chiar... Termina atunci o clasă foarte bune de de artiști voina Lastlu vetru adică erau toți cei care de fapt pentru au pentru pic că orașelul ăsta orașul Sfântul Gheorghe avea și un liceu de artă are și până în ziua de astăzi păi da de nu acolo... știu cum e acum știu că nepotul meu uh, e acolo uh, acum, dar uh, pe, vremea, pe vremea aia era, nu știu, adică ceva mai uh, ales văzând din Târgu Secuiesc. Adică, Asta e, și eu am o altă perspectivă. eram uh, um, pic, uh, uh, băgat în cutie. Adică, nu, pur și simplu. Și noi am mai avut noroc că am avut o dirigintă super faină care ne-a lăsat și ne încuraja să facem activități în afara școlii. Și asta cumva ne-a dat aripi. Adică, și ne-a și de multe ori și-a ținut spatele pentru noi. În față de alți profesori sau chiar directorul școlii care vrea să mă dea afară, și. Pentru are... că ați făcut activități în afara. Da, <laughs> da, uite, ea a venit, o să zic și numele, și Moergi, care era o, o super uh, dirigintă, uh, și chiar uh, a venit la fiecare căcat pe care noi am făcut în afara școlii, ea era acolo. Adică. Nu, no, chiar ne-a susținut în tot ce făceam. Adică, asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Într-un orașel din Astra, din Secuime sau chiar oraș, Sfântul Gheorghe, este codat cumva că la un moment dat o să pleci de acolo? Sunt foarte mulți oameni care rămân acolo, sigur că da, pentru că totuși nu sunt goale orașele astea. Uh, nu știu, pe vremea aia cumva era mult mai. Uh, era la o distanță mai mare târgu Secuiesc, de, de Sfântul Gheorghe decât acum. Acum văd pe fratele meu care acum s-a întors după ani de zile ă, stat în București, s-a întors ă, acasă la Târgu Secuiesc, dar cumva sora mea stă în Sfântul Gheorghe, dar cumva nu e de parcă te-ai duce, nu știu, din mănășturi în, în Mărăști. Dintr-o parte a orașului, în cea cealaltă da, parte. Deci, e, cam, de fapt, nici nu e distanță, să fim sinceri. Poate pe vremea de aia, de aia, de aia de noi mergeam cu trenul, cu autostopul. Da, el, bine, și trenul ăla și acum cred că face două ore de la trei. de, de. brezcu. Da, da, exact. E, bine, autostopul ăsta era... E, cu aia mergeam, că nu aveam bani nici de tren, deci e, mergeam cu autostopul. Și ia mă, dar n-am să-ți dau. A, asta, da, asta trebuia să zici la a început. început că, al... altfel. Da, am mai pățit. Da, am avut și eu probleme <laughs> Hai să zic că la unguri de, Despre unguri avem întotdeauna Parteneri, de data aceasta Ținutul fluturelui albastru, uh, produsele care sunt pe masă, dintre care aș putea să te servez și cu uh, delicium, dulceață de ardei iuți, dar eu mă gândesc că desfacem o bere. Uh, ținutul fluturelui albastru este o microregiune de-a lungul Someșului Mic, între Cluj-Napoca, Gherla și Dej. Au și pagină de Facebook, au și pagină de internet, acolo se poate afla orice despre ei și la sfârșitul podcastului uh, o să povestesc celor care se uită la noi uh, tot ce avem pe masă, pentru că sunt de la oameni foarte buni care au înțeles că e bine să dea la un podcast așa o gustărică, așa că o să-i enumăr. Hai spunem. ce să desfac? Am uh, Festival Beer, made din Câmpenești, și bere arămie, tot made din Câmpenești. E, dacă tot începe sezonul de festival, dăm de festival. Hai să mergem pe Festival Beer. Uh, avem un foarte bun uh, prieten care zicea că nu există ca ceva să nu fie deschizător de bere. Sunt absolut de acord cu Așa asta. Așa că. Pe această idee. Mersi. Nu, uh. uh, hai, nu rog. Ai sau cum? Uh, asta uh, -sa? e Servus. Dar când mergeam noi la Sfântul Gheorghe, ori la Metal Cage, ori la șugașcher încă nu ciocneam. Cu bere niciodată. Nu mai făceam așa. Da, așa puteam, e? Da. Și de o vreme ciocnim. Tu știai de ce nu ciocnim? Sau... Da, bineînțeles. Că era și tai, mi zicea și toată lumea zicea că până nu trec 150 de ani. Uh, de la executarea de... conducătorilor Revoluției da. de, de la 1148, da. cei 13 de la Arad, care au fost uciși de austrieci, dar germani, pentru că sunt Normal. un popor uh, germanic și berea este un lucru care vine de la germani. Ungurii nu ciocnesc cu bere. Dar au dar trecut, au trecut 150 ei. de ani. Da. Servus. Și oricum, pe mine nu mă mai interesează. Nu te mai interesează să ții tradiții de genul ăsta? Sau... Eu țin foarte multe tradiții, dar m-am săturat să mă tot plâng de istoria noastră. Pur și simplu, m-am săturat. Ne plângem de istoria noastră, da, așa, în general? Da, da. da bem de două beri și ne apucă? A, nu neapărat, nu. Suntem crescuți cu, cu, cu durerea asta de de ce avem. Nu știu cum să-ți explic. Da, eu știu, dar poate găsești tu formula, că nici eu n-aș putea să explic e... foarte bine de ce avem noi așa o durere. Avem, avem o durere națională care e cumva... Um, um, băgat în noi de mici copiii cu care ne creștem și nu, după aia... Dar este măcar este... nu e genetic, sau sper că nu e genetic, că ne trece după o vreme. Sau eu mă întâlnesc de o vreme cu tot mai mulți oameni care zic exact cum spui și tu, ho, oh, să lăsăm asta în urmă și... Da, păi asta e și bine, pe mine mă denanzează și propaganda care de asta cu Trianonul, nu știu ce, care vine din Ungaria spre aici, care, mă rog, țintește foarte bine în secuime pentru oamenii care n-au ieșit din Uite, secuime Tu sau ești sau din secuime, eu am trăit în secuime. Care e diferența între oamenii care trăiesc în secuime și trăiesc în Cluj, Baia Mare, oriunde altundeva? De ce ni merește mai bine Uh, un uh, o problemă istorică, o problemă politică în secuime decât altundeva. Și sungur sunt unguri, și noi suntem unguri, și în țara Călatei trăiesc unguri. Uh, Până la urmă eu suntem că, la fel că ei încă trăiesc acolo uh, și adică vedem și noi uh, zilnic uh, nici nu știu cum să zic uh, lucrurile astea, tot ce se întâmplă în jurul secuimii. Adică vine ăsta instigatorul nostru de antănasă, care are sute de procese prin secuime. Este eu, eu, o presiune constantă. Dacă tu trăiești acolo, stai acolo, te uiți numai la televiziune maghiare, de unde vine propaganda. Nu, deci nu ai prieteni neapărat uh, români. Poate sau... nici nu cunoști. Să mă rog, cunoști că acum... A, da. Uh, no. Acum și în să cuiesc, aud pe stradă, uh, vorbind oameni... Nu numai, numai polițistul. Nu numai polițistul, exact. Uh, ceea ce e uh, pentru mine, în ori, e, e ciudat, deși eu acum cred că 70% uh, într-o zi vorbesc numai română. Uh, avem și o partenere în uh, care e din Braila, asta am și gândit cum o să fie uh, la un moment dat, uh, dar. Uh, cum te duci tu acasă <coughs> cu o brăileanță? E, uite, m-am uh, uh, dus acasă, uh, dar. Uh, Încă mai trăiești. Da, da, da. Nu, uh, deci n-am avut niciodată probleme de genul în familie. Adică chiar nu am avut uh, niciodată. De aia cred că noi n-am crescut cu, cu uh, genul ăsta de. deși nu vorbeam limba română până la 23 de ani, dar n-aveam niciodată uh, nici ură, nici nimic, ni, și nici nu plângeam neapărat de Trianon. Da, dar de, 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 de fapt acasă eu cred că nimeni nu se plânge de Trianon. Nimeni, nu cred că în secuimă există La, oameni... Mai e <laughs> pe seară. De asta vreau să zic că nu se trezește nimeni cu o, oh, doamne, tot în România trăiesc, asta e tragedia vieții mele. Eu nu cred că oamenii funcționează așa, dar totuși de, tot vorbim în jurul acestui subiect și nici eu nu pot să punctez foarte bine cum funcționează asta la, la anumite categorii de, de oameni, dar există. Și nici seara la cârcium nu apare, nu știu, nu. nu. Dar cumva, totuși, există și persistă problema asta de avem noi, maghiari o problemă. Ce faci? Acum hai să spun un pic celor care se uită la noi, că aici suntem în șura din Mera, nu se vede în cadru, dar această șură are o poartă imensă de șură, o poartă celebră care la un moment dat a fost în centrul Clujului la deschiderea uh, Tif, a fost uh, cadru pentru uh, niște daci și tu ai fost omul ăla care nu încărcă, dar ai adus alți oameni care să care dita mai poarta asta de șură până în centru Clujului la deschiderea TIF. Cum ai ajuns tu în lumea filmului? Acum o să vorbesc despre șură sau... Și despre șură, de -și... și despre poartă, și despre daci, și despre film. Uh... Hai să pornim de la partea mea că e tot așa. Hai să luăm partea ta. Deci, că într-un fel se leagă, de fapt. M-a sunat Oana Giurgiu, directoarea festivalului, și a venit cu ideea respectivă că ne-ar trebui ceva, o poarte de șură. Dar ea nu neapărat. Nu cred că s-a gândit chiar la o poarte de șură. Zicea așa, cam așa ca să imaginez eu cam ce avem nevoie. Să fie acolo în spate ceva mare. Da, da, că vor să facă un setup dacic. No, S-a făcut un setup dacic cu o poartă din mera. <laughs> Și ideea era că atunci eu am luat-o chiar așa. Hai să căutăm o, o poartă de șură. Și te-am sunat pe tine. Ai scris pe Facebook? Am scris pe nu, Facebook. Nu știți pe cineva care are o poartă de șură? Și am zis, ăsta stai nebun, <laughs> da? Da, da, uneori, uite, de când, de când lucrez în filme, eu nu mă mai mir absolut deloc la ce chestii avem nevoie. Adică... E o poartă de șură din mera la niște daci ceva uzual. Deci, da, deci nu, nu, deci uite faptul că la Moromeții 2 a trebuit să fac rost de 4 tone de oase De unde dracu ai făcut rost de 4 tone de oase? Pe păi, uh, Cristi a sunat pe pe primarul uh, nu mai știu satului care a sunat un alt primar unde am aflat că este un abator Uh, și așa s-a dus prin teleorman uh, vorba în vorbă că, uh, că sunt aici unii care aici vor unii care, care vor niște oase care uh, sincer îți zic nici nu se vede în film. Adică nu nu l-observ deloc. Uh, deși l-am vopsit și în, să fie și mai alb. Uh, ideea este când uh, uh, când moare calul și uh, aruncă în groapa de animale. Noi trebuia să facem groapa asta de animale, adică cu niște. Uh, și ca să mi, nu fie, totuși, leșuri de animale în putrefacție, ați mers pe oase albe. Da, da, și. Uh, nu, dar asta. Deci, unul dintre lucrurile pe care, uh, așa ciudate, uh, uh, adică am adus uh, tank nemțezesc din Ungaria pentru o zi de filmare lângă Cluj. Da, ai adus tank deci, de la Ungur în România, exact. ești nebun? Exact. Era. Dacă aici în România nu se găsea tank din din 39. și uh, filmul pe care făceam noi atunci era uh, invazia uh, Germaniei, Germaniei în, în Polonia. Polonia. Și, și, cumva era nevoie Și aici nu un erau 39 Da Și am făcut rost Este un tip în Ungaria care are tancuri Cu asta se ocupă Are tancuri funcționale Poți să te duci la el și, și... să umbli cu tancul prin parcul lui Deci e... Nu. Și mai dă la Și când i-a zis că nu-mi dai tancul Că vreau să mă duc în România să da. a zis da, după care oana s-a ocupat de toate hârtiile pentru a trece granița. Era ceva. Mă gândesc. E că totuși era un, un tank de 40 de tone e, și trebuia să fie aici după masa ca să putem să repictăm, ca să fie așa mai departe. Dar n-au lăsat din cauza că era foarte cald din ziua respectivă și că să nu strice asfaltul a stat uh, până la, seara până la 10 uh, în vamă când au lăsat să intre. Dar au venit pășenilele lui? No, nu, nu, pe, no, mă, pe no. tractat, no, no, no. pe trailer. nu, Dar, dar și așa distrugea <laughs> la, la greutatea aia. Că e, da. no, la greutatea. Mai avea și camionul respectiv vreo 12 tone, plus ăsta care avea 40 de tone. Deci, uh, nu, no, era ceva. Și... Uh, Mă rog, a ajuns turziu noaptea, că a plecat de la 10, a ajuns pe la 12, 1 noaptea, 1 noaptea a ajuns și a trebuit să, deci nu mai era nici lumină, să punem reflectoare, să vină pictorii ca să repicteze semnele, da, ca la 6 dimineață să putem să filmăm cu, 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 cu deci. Erau deci disfacție. ai făcut rost de șură pentru daci din țara călatei, oase pentru moromeții, <laughs> tank. Uh, dar încă n-ai spus. Cum ai ajuns tu în lumea asta? Uh, am ajuns, uh, de fapt, uh, uh, lucrând la TIF. Celebrul festival. Celebrul al festival. De... De film la Cluj, cred eu, din 2005 lucrez la TIF. O vreme bună. O vreme bună, da, 17 ani. Ea, și bine, noi ne ocupam cu ale noastre la TIF, făceam making-off-uri până la un moment dat când n-am mai putut și oricum au venit generația tânără și, și a preluat. Ea, Uh, și făceau ei mult mai bine mai departe. Uh, și de atunci mai mult uh, mă ocup de logistică și de gătit, că de fapt asta fac cel mai mult, că gătesc și, la și, și, e, e boala asta de reporter. Exact asta voiam să te <gută> <rătări> Dar să rămânem încă de acum la film uh, și la un moment dat m-a chemat uh, Tudor uh, Giurgiu la, la filmul lui uh, să fac making of și atunci am filmat uh, uh, acolo making of-ul uh, filmului și m-am împrietenit cu Marius Panduru, care era directorul de imagine, și cu mulți alții. Și așa am ajuns eu să, de fapt, să lucrez cu Panduru în, în, ca asistent de cameră în filmele, mai ales în filmele lui Radu Jude. Deci, că filmele lui Radu Jude se filma pe peliculă. Și eu uh, nu, am învățat la. Uh, să fiu loader, să schimb pelicula în casetă și să-l pun pe cameră și să schimb și tot așa. Deci, asta, uh, încă. Și încet, încet uh, am început să lucrez ca asistent de cameră și pe digital, și pe peliculă. După care, la un moment dat. <coughs> La digital Eu... nu mai trebuia să pui da, în... Da, acolo... Nu, at acolo... E un pic altfel. Sunt mult mai multe chestii. Dar e e chiar... Îmi place foarte mult. Acum și acum mai fac când mă cheamă asistent de cameră, mă duc și fără nicio problemă. Și vara trecută am fost două luni într-un film german. Că îmi place foarte mult. Adică... În rest, mai, mai mult lucrez în producție. În producție și asta am început tot, de fapt, prin, prin Oana și, și uh, Georgiu. Uh, M-a rugat să caut locații pentru filmul lui Mihăileanu. Radu Mihăileanu, History of Love. Și cumva, căutând și locațiile și am devenit location manager la film... Cum se caută o locație? Zice că am nevoie de, nu știu, o cameră mobilată, de un da, bloc nu, operator, uh, nu știu. Da, deci uh, aici e, uh, sunt mai multe lucruri uh, de care trebuie să ții cont când cauți locații. În primul rând, uh, că trebuie să muți echipa în locul respectiv. Asta nu poate să fie mai mult de la o oră distanță de la. De, la cazare. de unde stă toată lumea. Da. Uh, și de aici pornești, de fapt, uh, adică nu te duci sus în munți dacă n-ai cazare în, în jur, adică și aici vorbim de sute de oameni când cazezi tu o, o echipă de filmare, adică uh, e chiar, uh, chiar greu. A, acolo era, adică foarte simplu, m-a sunat uh, Radu și mi-a zis uh, caut un copac un copac care să fie să stea singur uh, pe câmp, dar să aibă corpul ca să acopere, ca să poată să se ascundă un om în spate, ca frunzele să înceapă de la mărimea capului, ca deci avea o deci eu am toți parametrii. Da. Și eu am căutat uh, vreo două luni de zile copacul ăsta și nici nu era bun, nici ori era prea mic, ori prea departe, ori prea... Și de am deja disperat. Și am dat seama că eu am un prieten e, pe Moldova, nișta, în Cookie, și l-am sunat și zic, auzi tu, când umbli după păsări în pădure. n-ai văzut pe unul, nu te-ai întâlnit cu unul care caută copaci? Zicea, deci, a, bă, da. <laughs> Și zic așa. Și mi-a dat numărul lui Tibor. Uh, Hartel. Da, Tibor Hartel, da? Și l-am sunut, și am zis, i-am explicat lui Tibor. Uite, vreau și eu un copac care să fie așa, uh, așa, maxim așa. la o oră de distanță și am nevoie să fie așa și așa. Deci, în 5 minute mi-a trimis coordonate de GPS. <laughs> în 10 minute uh, chiar aveam toți copacii care semânau uh, uh, cu, cu despierea. Ce și m-am dus și am trimis la primul, a zis Radu, asta în trebuie. Deci eram, deci m-a salvat Tibur atunci. Uh, și uite așa, deci, uh, și după aia căutam un sat unde să, să putem filma, uh, care, de fapt, dacă te uiți în film, se vede că e un sat din Călata, dar nu prea îți dai seama că fiind în contextul de un, un ștetel e, evreiesc din Polonia, atunci nu. E... Fii atent, cine nu cunoaște nici țara călată, nici Polonia <laughs> evreilor, da. nu-și dă seama. Chiar nu, nu-și nu au dat seama. Deci a rămas foarte puțin în film din ce Carac am filmat. caracteristicile. Uh... Da, da, dar acolo era uh, aici am fost la Dâncu. Uh, uh, cum te duci spre spre Zalău prin Aghireș acolo? Da. Este un sat Dâncu. De la Aghireș când te duci spre Zalău. Numa, bun, să reprezinte Polonia, evrei. Da, era, ideea era că era un sat liniștit, mai ales uh, uh, Adică foarte puțini locuitori, mai ales văduve, că fiind un sat mineresc, toți bărbații au murit în ceva pulmonar, nu mai știu numele. Și, de fapt, era o atmosferă bună. Ele s-au bucurat că vin aici o mulțime de oameni, o să fie viață. Da. Și chiar a fost. Uh, uh, și a trebuit să mai construim niște fațade, unor case pictate în roz, pe care aș vrea să zic și aici, aș vrea să interzică culoarea roz în România pentru case. Uh, și nu numai roz, dar uh, mai ales roz. Uh, deci am formulat un apel. Da, da, da. da. Nu, asta am o problemă cu asta când văd casă case, în roz. Uh, roz într-un context uh, în munți. Deci, deci, vine să plâng, deci pur și simplu. Dar, <laughs> nu, uh, să mă scuzați de paranteză. Uh, și uh, am făcut, nu, no, așa, tot satul, am mai refăcut, a, am construit și un cimitir evreiesc acolo și era un pic greu să, să mă înțeleg cu, cu bătrânele din sat să explic că vrem să filmăm în livada dumneavoastră și vrem să facem un cimitir. În livada mea? Da, exact. <laughs> deci era, nu, dar uh, au înțeles până la urmă și a fost uh, chiar uh, am, am, stat o lună jumate în satul ăla. Uh, și a stat în urmă un cimitir foarte frumos. Uh, <laughs> hai spunem că ai pomenit și oricum voiam să te întreb uh, gastronomia, uh, dragostea pentru, pentru gătit sau pentru mâncare? Sau e același lucru? Pentru mine e același lucru. Adică uh, eu am început de mic să gătesc. Păpară. Cartof paie. Nu. E, bine, făceam, dar până la nu se consideră. A lui făcut. mâncare. E, am, am făcut, care în română am aflat, mă în bucovina, îi se zice în română tocinei. E, e... N-a trebuit mi ceia. <laughs> <coughs> Scuze, uh, cum plică plăcintul? Uh, deci, uh, o plăcintă din era, cartofi? Da, o plăcintă din cartofi, uh, care e, uh, numai că necesită cam multe ouă pentru, uh, A, și... pentru zilele alea în care n-aveam ouă. Da, adică da, da, da. era asta, era... Da, da, de dar asta de și în ungurește se zice tocnii. La noi nu se zice în secuime. Toțini. În secuime nu se zice, dar pe internet e cartofi pe... Asta pe da. rozătoare, cu ou, cu... Și mult piper, da. Mă rog. Și în ulei fierbinte exact. și... Foarte bun. Și dacă pui și un mușdei... A, normal. <laughs> bun, deci de aici început, ai a început. Da, și bine, la... Uh, deci, uh, noi stăteam la Oșdula foarte mult, că aveam o casă acolo și aveam ultima casă din sat, cum duci spre Focșani. Mă, și știu acolo... că și Târgu se cuiesc, e așa sfârșitul lumii într-un fel, da. Asta, asta Ca, e și mai. Capătul și... satului la Oșdula. Credem că aici asta e și mai și ideea era că în vara, în fiecare duminică, cumva, după biserică, veneau uh, copiii din, din sat și mergeam sus la șcut care să zic, uh, izvorul cu șarpe. Uh, uh, și mergeam acolo să facem o tocană. Și aducea toată lumea ce avea. Cineva a adus o bucată de slană, ce cartof, că că ce, ce ce mai era cimbrișor găseai prin, pe câmp acolo, deci n-aveai, adică și uite așa am început, și eu la 12 ani am făcut primul meu guiaș, de fapt, acolo. Care? Din... Da. Și după aia, mă rog, eu am tot gătit pentru mine, am învățat foarte mult de la mama, bineînțeles, că eu țin minte în copilărie că mi era foarte foame, tot timpul. Și stăteam acolo, lângă mama, să. dacă e să ling o oală, să ling eu, să, nu să vin fiu bine, nu vine altul. <laughs> uh, și așa, uh, ca să eu fiu primul care gustă, sau așa mai departe. Și am. Am învățat. Am învățat. De fapt, venea cumva din instinct. Adică nu era. Uh, mai târziu. Am fost la niște cursuri de gătit, tot așa, ca să mai învăț anumite și, de fapt, să, să înveț chimia alimentelor, că asta îmi lipsea, ca să înțeleg anumite lucruri. Deci... Știai niște rețete că Așa se face, că o zis, așa mama, dar că de fapt de ce se face așa? Dar nu, numai că astea, astea nici nu, nu puneam întrebare cum se fac lucrurile astea care se gătesc la noi în Transilvania, de la și, adică, ciorbe până la orice, nici nu mă gândesc. Credem că, adică, uneori nici nu gust mâncarea, că știu exact ce gust are, că arunc lucrurile. Dar. Dar a, a, am început să-mi deschid ochii, da? A, să mănânc fructe de mare, să mănânc tot felul de chestii. Care... Asta acum probabil că... cei care se uită la noi mulți nu știu, dar să mănânci fructe de mare în secuime, chiar și pește să mănânci în secuime. nu mănânc pește nici în ziua de azi. Pește nu? Fructe de mare mănânc. Da, dar pește nu? Pește nu. Singurul singura, singurul Și aici în am cer scuze Eu n-am, cu genurile n-am reușit nici până azi Mai la pești? <laughs> da, nici la pești, nici la uh, uh, Ton crud pot să mănânc Dar numai crud Dacă e prăjit un pic nu mai pot să mănânc dar, adică nu e că nu pot, că eu pot, eu pot să mănânc orice. Da. Adică dacă mă duc căci. în data Dunării, eu mănânc pește. Când duc cu mine uh, foarte mult usturoi ca să nu simt gustul, ale e altceva. Dar eu mănânc ce mănâncă localnicii, adică n-am problema asta. Nu, nu e că n-aș comanda niciodată în restaurant, să zic așa. Sau nu mi-aș face mie sâmbătă seara uh, o mâncare, a, de, o mâncare pește. de pește. Dar uh, pentru alții fac cu ce mai mare drag și chiar am fost într-un. tot așa într-un uh, curs la. Uh, în Spania, în Asturias, unde am învățat să gătesc pește de la bătrânele din sat, adică chiar pe lângă ocean. Mai autentic de atâta nu se da, poate. Deci chiar și fructele de mare e ok? E ok, n-am nicio problemă, mănânc orice. Sunt unele lucruri care nu-mi plac, adică... Nici... Dar, dar nu, adică pot să mănânc chiar orice. Pe pește nu prea îmi face plăcere. Asta e. Asta e. Ce gătești cu plăcere? Să zicem, nu din Eu gătesc azi? orice uh, cu plăcere. Deci, eu am o plăcere, mă relaxez foarte mult când gătesc. Deci, uneori stau uh, într-un magazin uh, și mă pur și simplu holbez, așa, în fața mea, și oamenii trec pe lângă mine și se uită aici. Eu, de fapt, gătesc în cap și combin ce văd acolo cu ce am acasă. <laughs> și mă tot gândesc, așa, a, și, dar pentru asta am nevoie de... A, nu am... Am nevoie de miere. Mm, de miere oare am? Asta mai e cealaltă problemă. Că noi trăim și în București și în Cluj. Și am, de fapt, două bucătării. Cu și în care dintre bucătării? Da, exact. Deci asta... <laughs> Deci, niciodată, și deci eu uneori deschid uh, uh, sertarul că aici trebuie să fie, uh, nu știu, scobitoare. Și nu sunt. A, și... La sunt Da, exact. Și deci, e, e, asta e o, o problemă. Uh, uh, oricum, știu că, adică, asta sunt conștient că bucătăria din, din București e mai limitat. Uh, și așa mă apuc, dar un ustensile măcar, basic, am și acolo. Ar trebui să fie. Dar, uh, dar uh, în același timp, știi, când noi ne-am decis că gata, ne mutăm în Cluj definitiv, uh, am adus o parte ce era acolo, acum. De, -a de ce ai adus? Ce exact. uh, ai lăsat? Exact. Ți-ai propus vreodată uh. să faci o carieră de, nu știu, de bucătar, de șef, profesionist să. Uh. Să trăiești din asta sau a rămas totuși la, la nivel nu, -am, de, de -am hobby? M-am gândit de multe ori uh, să fac lucrurile ăsta mai ales că am vrut să fac uh, o rulotă, o mașină uh, în care să uh, gătesc uh, la filme. Bucătărie mobilă. Bucătărie mobilă, dar specializat pe filme. Adică, numai că la noi, din păcate, la filmele românești, nu se dorește lucrul ăsta. Adică, e clar că nu pot să ceri... Uite, am fost la multe filme unde aduceau catering și producția cumpăra cu 16-18 lei o porție de mâncare. O porție de mâncare de căcat. Adică, chiar... Da. Și... Și, pur și simplu, nu pot să concurezi cu prețul ăla. Adică tu, când ai ai o echipă în Ungaria, asta funcționează super bine. Acolo nici nu se gândesc oamenii. Dacă se face un film, se face cu bucătăria, bucătăria filmului. A filmului. Adică, nici vorba de catering. Da, și dacă e cineva special, un actor sau așa ceva, aduc un șef pentru actorul respectiv care are, nu știu, fițe la mâncare sau vrea anumite chestii care, să zicem, eu n-aș putea să-l să pregătesc. Și atunci se aduce, adică. Uh, și e normal. Uh, și m-am gândit uh, să fac lucrul ăsta, dar până la urmă mi-am luat un generator de curent. Și. <laughs> <laughs> deci, uh, da. Uh, și asta era cumva lipsă aici în Ardeal. Uh, uh, am, uh, am făcut mai multe filme în, în Ardeal și întotdeauna trebuia să aduci uh, generator de curent silențios. Că generator mai găsești și pe aici, dar silențios. Trebuia să aduci din București sau din Budapesta. Și mulți s-au supărat când am zis asta, dar uh, asta e adevărul. Uh, că pe mine mă deranja foarte mult că venea un om care pornea dimineața generatorul și toată ziua nu făcea nimic, stătea acolo, dormea, era primul la masă și tu plăteai omul ăsta bine, tu plătești de fapt... Că generatorul, da. Da, și în caz de nevoie să fie acolo cineva care să... Să torne să... benzină. Da, da. Dar pe mine asta mă deranjat. Ce am zis? Eu, oricum sunt primul pe locație și ultimul care pleacă. N-aș putea, putea să apăs eu butonul ăla. Și uite, așa am investit în, în, în asta și am început uh, acum... Și ai deschis o nouă filă în da, nu e arta nouă, filmului românesc. Nu e, nouă, nu e nouă, tot mai mulți au, mulți, foarte mulți fac asta. Uh, dar uh, ideea era că eu măcar știu că filmele pe care uh, le produc acolo îmi iau. Dar acum am mai fost și fără. Pur și simplu am fost grupist, cum se zice. E, unde m-am dus numai cu generatorul la un film și nu făceam altceva, eram ăla care apăsa butonul. <laughs> am fost, nu, m-am băgat în alte, e, ca să, ca, ca să nu fiu ăla omul ăla care apăsa Se butonul. Găsit ceva. Mi am găsit, da. Da, strângeam gunoiul. Pentru că avem gunoi și la film. Oh, uh, da. Dar totuși s-a întâmplat să măcar un guiaș să faci la sfârșitul filmărilor sau Aproape la evenimente la de film. film. Aproape la fiecare film. Cred și oamenii din filmul românesc că guiașul unguresc este ceva mistic, fantastic, care poate fi făcut numai de un ungur și ingredientele sunt secrete, seculare. Sau deja și-au dat seama că nu e chiar așa de mulți și-au dat seama care gătesc și că și-au dat seama că nu e așa greu. Țin minte am fost uh, odată uh, la Padina uh, și stăteam la, la cabana a Montiștilor și ei acolo aveau un bucătar care gătea pentru și sala sau cei care turiști care sau pe noi ne gătea și pentru nou care eram cazați atunci acolo și au zis uh, uh, într-o zi că ei o să facă guiaș, gulaș. Și nu, bine, avem gulaș. Și de fapt era o, o tocăniță nici nu pot, nu știu cum să-ți explic, era... Gulaș nu mă nu era, era. un fel de supă de roșii cu cartofi și cârnați. Da. E, și, dați, nu mai nu mai nu era, deci nu... <laughs> și zic că, că, nu era, adică... Se putea avea, mânca. Un, da, avea un gust bun, numai că, că tu așteptai la ceva. Și am zis că nu era rău, numai că nu era gulaș. Și am zis, lasă că îți fac eu, avem și noi mâine o zi liberă și îți fac eu un guiaș. Și stătea nevasta bucătarului, stătea lângă mine, găteam acolo și stătea și se uita și, și când puneți bulionul? Și zic, nu pun bulion. Mm. Păi de și de la ce o să fie roșu? Mm. Zic, de la boia. Și de la vin roșu. He, vin roșu. În guiaș. Zic, nu neapărat, dar mi-e îmi place. Se poate. Da, se poate, dar pun și... Boia, boia pune nu, asta aici că cât ei deci au adus un pliculeț de, de boia când am cerut și că asta au, că ei nu prea folosesc, zic da, dar am nevoie de vreo 10 ori mai mult decât atâta <laughs> și erau distruși, adică că, cum adică să pui așa mult No, dar ideea era că nu, nu e că cei care uh, gătesc uh, știu. Dar, uh, cumva, nu. No. E altfel când, totuși, în Guias trebuie să fie făcut. făcut de o Normal. Adică, um, asta fac și la TIF. La Ziua Maghiară, gătesc uh, Guias și Guias. Uh, hai să fie ăsta punctul pe podcastul din seara asta. Guiașul în filmul românesc se face de către un ungur. Mersi foarte mult că ai venit să povestim despre toate alea. Mai am de spus foarte repede că trebuie să mulțumesc din suflet firmei Video Videopontes, Fundației Donat 160 și Ținutul Fluturului albastru care ne-a ajutat cu ce avem pe masă și cu berile și ale căror produse o să le enumăr imediat. Mersi <gântu -se> mult că a venit. Nu știu cum mai chemat. Hai că să facem până la capăt. <gî gî> Podcastul Ungur despre Ungur le mulțumește celor din Ținutul Fluturelui Albastru. Produsele din podcast provin din și sunt oferite de producători locali din Ținutul Fluturelui Albastru, o microregiune de-a lungul Someșului Mic între orașele Cluj, Napoca, Gherla și Dej. Ținutul este în același timp un proiect care strânge în jurul unui simbol comun, comun comunitatea locală, dar și ofertele sale de experiențe autentice. Ca și telemea de la tradiția laptelui din Stoiana, făcute cu drag după rețetele bunicii de o familie tânără care dorește să ajungă în casele voastre prin produsele tradiționale care se pot comanda de pe site-ul tradițialaptelui.ro Berea rămie și Festival Beer Made din Câmpenești, o bere artizanală făcută din pasiune pentru bere, pe care o puteți degusta comandând online de pe pagina Facebook Bere Made in Câmpenești. Cool. Siropuri și gemuri de la ferma Deliciu din Borșa. Născută din pasiune pentru natură și din dorința de a oferi calitate consumatorilor, o plantație de zmeură și nu numai unde poți savura fructe delicioase și poți avea parte de o experiență de neuitat. Zacuscă, pastă de jumări și slănină de la probabil cea mai bună socăciță a satului Răscruci, socacea Argebet, care vă așteaptă și cu o locație formidabilă pe malul unui lac potrivită pe pentru evenimente mici și mijlocii. Pentru detalii, lăsați mesaj la pagina de Facebook a ținutului Fluturelui Albastru. Ceapă verde de la Grădina Comunitară din Răscruci, unde găsiți 2500 de metri pătrați de liniște, comunitate, natură, livadă și grădină deschisă persoanelor care caută un loc autentic de relaxare sau de grădinărit. Muștar, meșterit de Ianoș, 100% din bobe de muștar pentru oameni care cred în lucruri simple, nealterate, mici cât o babă de muștar, dar care sunt bune pe bune. Pentru degustare scrieți mesaj la grădina comunitară din Răscruci. Ceva dulce de la Rigo, turtă dulce, o familie din Bonțida care se ocupă de mai multe generații de producerea turtei dulci, care pentru ei este o tradiție de familie pe care o continuă și dorește să o țină în viață. Căutați veritabila turtă dulce la târgurile de producători din Cluj și împrejurimi. Mulțumim! Ținutului fluturelui albastru.